venit pe canalul Oskin de YouTube. Astăzi vă voi prezenta unul dintre cele mai populare produse ale noastre, Beauty Cream. Înainte de a începe, nu uitați să dați subscribe canalul nostru de YouTube și apăsați clopoțelul să primiți notificare ori de câte ori vom posta un nou video. Majoritatea consideră Beauty Cream ca fiind creație coreenilor, dar este greșit. Formula a fost dezvoltată în anul 1968 de medicul german pentru vindecare pielii după operații. Cu toate acestea, produsul a devenit faimos în Coreea și Japonia. Multe actrițe coreene au folosit-o pentru a obține o piele netedă ca de porțelan. Crema BB este un produs cu multe întrebuințări, atât crema hidratantă cât și produs de machiaj. BB este prescurtat de la Flemish Balm, adică balzam de frumusețe. Crema BB este un produs hidratant, nuanțător, conceput special pentru a oferi un grad mai ridicat de acoperire și beneficii suplimentare, cum ar fi reducerea ridurilor. Prin urmare, atunci când te grăbești, poți omite câțiva pași din rutina ta de înfrumusețare și tot vei obține un look senzațional prin aplicarea Blemish Balm. Crema BB are 5 tipuri de funcții. Una, îngrijirea pielii calmează, hidratează și hrănește tenul, conținând totodată ingrediente ce ajută la regenerarea țesuturilor. Pe lângă aceste funcții de bază, diferite modele de BB cremuri au și funcția întărit de depigmentare a petelor și de albire, de ameliorarea simptomelor acnei și de control a secrețiilor excesive de sebum. 2. Protecția solară. Majoritatea BB cremurilor au funcție de protecție împotriva radiațiilor solare de tip UVA și UVB și factori de protecție mare, SPF între 24 și 50. 3. Prime pentru machiaj. Aplicarea unor produse de tip BB cream este indicată și pentru netezirea tenului și creșterea rezistenței în timp a machiajului. 4. Corecție și acoperire. Deși corecția și acoperirea imperfecțiunilor și a roșeței este o caracteristică specifică CC cremurilor. Majoritatea BB cremurilor coreene au putere mare de acoperire, fiind extrem de utile și atunci când vine vorba de acoperire a cearcănilor, a zonelor roșii sau a celor depigmentate, a coșurilor. 5. Fond de ten. Majoritatea BB cremurilor de calitate conțin și pigment, eliminând necesitatea utilizării fondului de ten. Gradul de acoperire variază în funcție de tipul de produs, de la sheer la full coverage. O parte din BB cremuri au formule ce permit schimbarea sau autoadaptarea culorii și de aceea sunt fabricate într-o singură nuanță. O să vă povestesc despre BB cremurile mele preferate, pe care le folosesc eu. Le puteți găsi și pe pagina noastră wowskin.ro. Primul BB crem, care este foarte popular, este Purito. Această cremă Purito o puteți găsi în 3 nuanțe, 21, 23 și 27. Eu personal folosesc 23 și pe timp de vară, la sfârșitul verii, folosesc 27. Deasupra o acoper cu pudră, pentru că BB cremul acesta de la Purito se potrivește mai mult pentru o piele combinată și uscată. BB cremul Misha. Sigur că ați auzit de el, este foarte popular în toată lumea. Îl găsiți în diferite nuanțe, are și efect antirid, acoperă foarte bine, potrivit pentru o piele grasă, combinată și, de ce nu, uscată. Crema BB de la Clayers, cu o acoperire foarte mare, era făcută într-o singură nuanță pentru că se potrivește pentru toate tipurile de piele, toate culorile ale pielei, mai închis și mai deschis, din cauza că conține foarte mulți pigmente. Mulțumesc că ne-ați vizionat! Vă așteptăm pe canalul nostru de YouTube, pe canalul nostru de Instagram și vă pup! O zi frumoasă să aveți!